paste aș mânca. Păi și unde le pui, sora mea, în buzunar? Păi le dau jos la sală. Le punem la mătrița, uite, să rămâne. Și după aia mă duc la care mă bagă asta la un tunel. Asta sunt salată. A, păi aia salată de paste. Da, da, fac. Altceva. Tu faci salată de paste? Da. Și faci paste și cu sosuri și cu... Și cu sosuri și fără sosuri și cu pesto și cu busuioc. Din alea le fac eu. Mamă, știți cum îmi ies? Ia, hai să ne și odihnim. Haide. Ia vino și tu, Beluțo, ia vino. Da. Stăm de vorbă. Noi te-am chemat să vedem cât ești de frumoasă. Mulțumesc mult. Ceea ce ne ia un timp să analizăm. Mulțumesc, să rămână mult. Tu te-ai cam chinuit să arăți așa. A fost chinul pământului, ce să mai e muncă. E muncă, nu? E muncă multă, dar s-a meritat. Eu sunt foarte fericit acum cu mine. Și noi suntem fericiți cu tine, da, păi tu. Dar spune, dacă te apuci acum de mâncat sănătos, ești tipul care se îngrașă repede? Păi, nu mai, pentru că, de exemplu, da. Deci eu 98% din timp eu mănânc ca un om normal, adică sănătos, echilibrat. Nici nu număr caloriile, dar nici nu mă ridic full de la masă și nici nu combin și pâinică și sosuleț și cărniță paste. Și nu știu. Mănânc pastele, dar le mănânc în prima parte a zilei, liniștită, dar nu mănânc seara paste. Aha. Așa, și dacă am mâncat, dacă am un concediu sau un weekend mai crazy, cum a fost acum weekendul de la mare, de am gustat și dintr-o șaorma la 12-1 noaptea, ce se întâmplă? Două zile, nici dacă voiam, aveam senzația de sațietate, de rău, nu mai puteam să mai mănânc. Adică îmi cerea organismul, nu știu, ceva fresh, freshuri, legume, fructe, supe, salate, înlocuiesc cumva și mergem și la sală, mergem și la procedură. La anunț ce mănânci? Eu numai sarmale. Mam, deci eu sunt fiartă pe sarmale. Și eu la fel. Ce sarmale for life la vin mine. De la Săpânța, weekendul ăsta am mâncat niște sarmale. Eu vin de la Moldova, că la Paștele l-am făcut acolo și m-am îndopat. Dați seama că ardei un plut am sarmale. Fost. Da. Mai ales cu ardei iute și cu smântână. Și cu smântânică, da, și cu mamă liguță. Dar tu cum faci, Bela, la evenimente? Cum poți tu să-ți păstrezi echilibru și dieta la evenimente? Că trebuie să mănânci acolo ce e. Da, când am venit în România, aici aveți multe feluri de mâncare. Da, da. Da. Aperitiv, mâncare pe bogăție. Rece, da, caldă. Da. Eu nu mănânc mâncare rece, eu mănânc doar măsarmale, nu mănânc toate seara. A, ah, deci toți trei sunteți la fel. Asta, da, da, exact. Asta mă gândeam, toți mâncăm numai sarmale. Nu, eu gust din tot. Atât, cred că friptura de obicei e cea abandonată. Mereu, la orice eveniment, indiferent că merg ca invitat sau merg să cânt, ultimul fel e abandonat. De ce? Pentru că trebuie să fac loc pentru zătort, care nu exact există să nu mănânci tort. Adică nu există, tortul are loc. Însă friptura e abandonată de obicei, sarmalele nu se poate să mâncăm. Și da, gustarea caldă. Din aperitiv, să știi că de obicei de acolo mănânci. Deci până la urmă la ce spui tu, mănânci tot? Aproape, da, dar gust din tot. Niciodată nu golesc farfuria. A, câte puțin. Da, da, pentru că na, la cântare aici nu poți să mergi acolo, da, 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 plină, da, să omori puricii pe burtă, cum ar veni. Nu poți, trebuie să fii aici tu. Și trebuie să fii prezentă, mai ales că exact la evenimentele unde voi cânta se întâmplă tot felul de lucruri. Da. Care mai de care. Foarte multe lucruri, doamne. Cele mai frumoase amintiri și cele mai nebune le am de la nunți, din perioada în care cântam la nunți. Ce concerte, ce nunți le-au fost baza, tata, adică... Dar ce se întâmplă la nunți? Păi, de exemplu, am cântat la o nuntă la care mireasa a fost furată undeva pe la 11 și ceva, 12 noaptea. Așa, da. Măi, s-a pus gustarea caldă pe masă, s-au pus sarmalele, am ajuns la friptură și mireasa nu mai apărea. Și tu ai deci, cântat în tot timpul ăsta? S-a pus tortul, da, mireasei și nu era mireasa. Vă jur că, deci, efectiv, mireasa a ajuns la tort. Voi vă dați seama că mireasa aia lipsa. Păi și nu s-a stricat nunta. Dar mirele, ce a zis? Deci eu am rămas, a fost cel mai cringe moment ever, în momentul în care mire, s-a oprit muzica, deci mire la un moment dat ne-a cerut să oprim muzica, că s-a dus friptura și a văzut că panică, așa, a oprit muzica și s-a dus frumos așa pe holișorul ăla, a ieșit din sală, dacă n-ai ajuns în 5 minute, adio. Mamă, când am auzit asta am zis, mamă, nu se poate, se despart oamenii ăștia, e nebunii, nici nu v-ați căsătorii nebunilor. Adică, da, adevărul e că tu era dubios, n-ai știe cum să... Cu cine? Știe cu cine ceva și de divorț, de despărțire, știe ceva să cânti dacă era... Nu, dar știam o piesă potrivită pentru faptul că a lipsit mireasa. Care? Oh, oh, oh.
Oh, 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 dragostea se face minim doi, e secret, rămâne între noi. Frumos. Cine, cu cine plecase? Ați aflat? Cu mulți, îți dai seama, a fost cu, cu mulți, păi, că m-a pupă slaima. Dragostea se face minim doi. Păi, dar nu știu că a fost săraca ori era... Acum nu acuzăm. Nu. Minim, dragostea se face minim doi, însemnând că pot avea și un copil și automat este o dragoste de familie, nu? Aveau și un copil? Nu, da, nu, păi era copilul minune invitat la nunta aia. Ah. Da, era, au fost mulți artiști, dar oricum a fost, a fost ciudat. Dar unde a fost mireasa? Sunt foarte curioasă. Nu știu, mirele. Era la un... deci nunta era cumva... între orașe, cu Vâlcea și nu știu, poate, adică între două localități. Între două localități, era în afară, era la un conac, la un cort din ăsta așa, nu era în oraș. Deci clar, asta e o justificare, e ceva credibil că oricum au parcurs ceva, dacă voiau să o ducă la un club sau ceva de genul. Dar oricum, frate, dă un colo, adică... Că a dormit un pic și... Adică dă un colo! Dar ai pățit vreodată... Scuze. Scuze-mă, dacă mireasa lipsește mai mult de jumătate de oră, se cam strică nunta. Da. De ce? Pentru că nu poate nimeni să aștepte mireasa. Nu poți să pui muzică, nu poți să pui mâncare, nu poți să pui nimic, se cam strică nunta. Eu nu am acceptat să fiu furată la nunta mea. De exact din cauza asta. Și în ultima perioadă nimeni nu prea mai acceptă să fie furată nicio mireasă. Am zis, ce să ne furăm, să fie momentul ăla, să-l pun el... Nu-i place să facă chestii de astea, să pun în genunchi declarația aia, momentul ăla, nu, am zis, hai să evităm acest moment. Lăsați, mai bine... Nici eu nu vreau să fie curat. Da, mă, ce rău, săragi de ei. Ăla de ăla de aruncat un mare. De ce a făcut asta? Nu știu. Asta, cred că a vrut să-i facă poză. Eu cred că a vrut să-i distrugă viața. Și a reușit. A reușit. Am avut și eu întâmplare la nuntă, care când am cântat, era undeva departe. Da. Și noi cântam trupa noastră și a dansat Miri. Și după a dansat Miri, trebuie să dansează... După ce dansează Miri, trebuie să danseze nașii și toată lumea. Și a venit toată lumea, bam, bam, bam. Și la un moment dat a căzut un tavan. Nu! No! Vai, vai, și era toată lumea speriat, pentru că, na, dacă cadă pe ei... Dacă pica pe ei... Era noroc că tavanul ăla a căzut exact unde nu nimeni. Doamne ajută! Doamne ferește! Dar te gândești, te și gândești ca mireasă, dacă la nunta ta se întâmplă o chestie ca asta, parcă... Dar ți-a stricat, adică... Na, e nasul rău. Te gândești de două ori. Da, oricum, sunt foarte multe pățanii de genul ăsta, foarte multe. Eu am ajuns odată cu o săptămână mai devreme la un eveniment. De ce ai încurcat data? Am crezut că e data. Și tu? De la Botoșani la Cluj, imaginați-vă. Oh, 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 oh. Și am zis la 4 dimineața și eu prezentă cu bagajul la hotel, singură, eram mititică, aveam... 16-17 ani. Am avut și eu la Slagov. Da. La Slagov avem eveniment, sâmbătă. Și nu am crezut că e sâmbătă. Astăzi m-am machiat, m-am aranjat și am venit la locație, la Slagov. Nu era nimeni și zici, ai întrebat oameni de acolo, de unde mergeți, domnișoară? La nuntă, că avem concert. Nu cred că aveți concert astăzi. Pentru că nu e nuntă. Nimeni aici. Am sunat la trupă și zice, mâine e concert, dragă mea. Oh! Dar de obicei, cum se... După ce se îmbată nuntașii, cum te tratează? Deși la început a fost ok, adică tot a început bine. Depinde de locație și gândesc. Și depinde de oră. Da. La asta mă gândesc, că presupun că partea mai grea e partea de final. Când oamenii deja au băut, cântă-mi și mie pe aia cu... Și când dansează, depinde unde... Eu iubesc nunțile în Moldova. Cer scuze că te-a întrebat. Eu iubesc efectiv nunțile în Moldova, pentru că acolo lumea se distrează. Bă, dar distracția asta are și o limită la un moment dat, că am ajuns prin Vicovul de sus pe acolo. Da. Mă, era 8 dimineața, noi cântam, eram epuizați, fiind și duminică, după cântare, joi, vineri, sâmbătă, așa... Și eram rupți, efectiv, oamenii, 8 dimineața dansau. Și noi tot măream ritmul și tot... Bă, ne jurau din priviri oamenii, dar curgeau apele pe ei și efectiv nu se lăsau de dansat. Efectiv, deci nu știam cum să schimbăm piesa. Și când voiam efectiv să-i adormim,
le dădeam din alea cu tâncă, tâncă, tâncă. Erați pe populară. Tâncă, tâncă, tâncă. Aoleu, frunzuliță. De astea, gata, aia era semnalul că e dimineață și toată lumea trebuie să plece acasă. Bela săraca nimerește la niște nunți și la niște evenimente unde după ce se îmbată nuntașii sau participanții îi cer belei AC/DC. Da. Deci nu manele, cum ne-am fi așteptat cu toții. Noi am întrebat-o dacă în România a fost nunta respectivă și în România a șoc, fost. Șoc și groază. Nu știu la ce nunta ai nimerit tu, draga mea, dar... Și să cânti AC/DC la 5 dimineața? Da, exact. Noi stăteam și cântăm populară și așa ceva. Ați cântat populară cu pentru nuntă? Pentru nuntă și vine cineva. AC/DC! AC/DC! Și noi trebuie să cântăm AC/DC. Mie mi se și eu nu-mi place deloc să cânt AC/DC la nuntă, nici... Nu, nu-mi place. De ce? Ce are? Nu știu, mie mi s-ar place. Cool. Mie mi s-ar părea și mie la fel, adică... mi-ar părea tare. Niciodată n-am cântat melodia la ala. Și de-aia nu știu, nu-mi place. Mie, eu am cerut din astea, Vama, Cargo, deci din astea s-a cântat la mine la nuntă și lumea s-a super distrat, adică inclusiv la piesele alea lente, poate dacă ploaie, toți cuprinși, fericiți, în extaz, da. Fiți atente amândouă. Cântărețele, atenție. Nu, nici tu nu ești în afara, aoleu. Că până la urmă cânti și tu. Ai și tu dreptate. Am selectat niște cupluri mai exotice, așa. Care n-ar părea tocmai potrivite la prima vedere. Așa. Ce le-ați cânta dacă ați fi invitate în calitate de soliste la nunta lor? Asta este Barbie girl, bine, este... Barbie world. Exact. Life in plastic, it's fantastic. It's fantastic, you can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Voi ar trebui la un moment dat să cântați împreună. Hai să vedem următoarea. Por trei biscuiți. Sunt cute. Jur că sunt cute. O lume minunată în care... Băi, nu, ei sunt... Ei nu sunt copii. Știu, dar ei sunt drăguți. Sunt drăguți ca niște, da. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big... Eu asta, adică mi se pare drăguț, dar mi se pare un cuplu tare cute. Sincer. Eu o să cânt Simply the best. Yeah. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Știu că îți place piesa, știu că îți place mult piesa aia, da. Da, e și piesa care îți place. Îmi place foarte mult piesa. La forță asta. Am zis, bă, nu cântați la mulți ani, la clasic, cântați-mi Simply the Best la tot. Bravo! Și am zis, Simply the Best mi-au cântat oamenii. A fost foarte drăguț. Exact, așa îi cere oameni. Așa, cei mai înalți miri din lume. Ea 2,28 m, el 2,20 m. Abia aici aș cânta eu, lume minunată. Nu, cred că mai repede dincolo de nori. Bravo! Ce grea a fost. Bravo, asta! Bună asta! Dincolo de nori, e o rază de lumină. Sau vorbești asta de dincolo de nori de 1994, la... holograf. Dincolo de nori, dincolo de nori. Mă rog, așa, acolo-i. Eu îmi place foarte mult cum arată băiatul și o să cânt. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ia uite. Ziua, noaptea, prin pădure, plin eroa vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, dai cam așa pe tine. Sus piciorul! Bravo! Să se pupe miri. Asta că nu-ți l-am văzut. Da. Că ăștia chiar nu se pupă. Sunt cute și ei. Cei mai tatuați miri din lume. Wow. Dar nu e numai, dacă vă uitați cu atenție, au și inserții de silicon în frunte și ea și el. Ma. Da, oamenii sunt în același film, adică se potrivesc. Exact. Ești care melodie? Ia. I found love for me. Da, ai dreptate. Bravo. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a boy beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just friends when we fell
fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Sau mai am una. Yeah. No one, no one, no one get away of what I'm feeling. No one, no one, no one get away of what I feel for you. Ce frumusețe! Super! Și mai avem un cuplu. El are 112 ani și ea 18. Pare să că vârsta chiar nu contează. Dragoste la prima vedere. Cine ar fi crezut? Cu atâta putere ca la închemon. Exact. Sau ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată. Că nu țin minte. Am traume. Mai spune-mi iubito odată cum mă cheamă. Da. Exact, am traume cu această piesă. De ce? Vă rog eu mult. Dacă aveai traume, trebuia să fii un pic mai devreme. Deci vă rog din suflet, nu mai cereți mirilor piesa asta. De ce? Explică-ne, că nu înțelegem. Deci, eu când cântam la anunț, eu eram cu de-astea internaționale, cu Simply the Best, cu Whitney Houston. Mie astea îmi plăcea să le cânt. Dar în anumite locații, da. Așa, efectiv, maximul era drumurile noastre toate și ce seară minunată. Și pentru mine era... Și aveam, gândiți-vă că aveam în unele săptămâni... Săptămâna 1, 2, 3, 4 și 5 numai anunț în locații de genul. Probabil că de asta m-am lăsat și de cânta la anunț, când doar așa, că a invitat special în casa pieselor restaurant. Sunt superbe de altfel, dar nu eu o să le cânt, că nu mai pot. Am nu și o piesă pentru cuplu, dar... Te rog. Nu te lăsa. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along and saw you back from outer space. I just walk in to find you here with eyes that look upon your face. I should humbate that slipper lip. I should humbate to leave your key. If I have known for just one second, you'll be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Won't you don't wanna try to hurt me with goodbye? Do you think I crumble? Do you think I lay down and die? How will I survive? Cisca i-a spus, Cisca i-a spus cineva să cânte. Nu. Aia, eu mă gândesc lu și spune tu. Lo, 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 lo. Ce cântăm azi? Ce cântăm? Cântăm Ankara, cântăm o piesă. Așa. Nu vrei să mergem mai bine? Mergem și mergem dacă vreți. Am o veste bună. Mie nu mi intră piesele pe Radio România, dar mi-au intrat în Turcia și sunt foarte fericită și acum intră și în India, că am licențiat și acolo. Doamne ajută. Doamne ajută, fetiță. Hai să ascultăm acum. Așa. Ankara, așa să ne dea Dumnezeu.